Crimă îngrozitoare în centrul capitalei. O femeie de 38 de ani, vânzătoare la magazinul Alinei Măgureanu, a fost înjunghiată la locul de muncă. Criminalul este fostul iubit al femeii, care a apelat la acest gest extrem după ce victima nu l-a mai dorit în viața ei. Tânăra era vânzătoare în magazinul Alinei Petre, fostei nore a lui Virgil Măgureanu. Azi dimineață, suspectul a urmărit-o până la locul de muncă și a intrat după ea în baie. Acolo a înjunghiat-o sub privirile îngrozite ale colegei sale de muncă, după care a fugit de la locul crimei. A blocat-o pe cealaltă persoană în baie și a înjunghiat-o în ușa băii. Victima ar fi strigat: te rog, nu mă omorâ, nu mă înjunghia, nu mă omorâ cu cuțitul. Echipajele medicale ajunse de urgență la fața locului au resuscitat-o pe femeie 10 de minute, însă plăgile i-au fost fatale. Criminalul a fost prins de polițiști după câteva minute. Acesta se ascundea chiar în spatele blocurilor unde a ucis-o pe fosta lui iubită, la doar câteva sute de metri depărtare. De câteva luni, victima era terorizată de către fostul iubit, care era foarte gelos și nu accepta despărțirea. Tatăl fetei ucise a leșinat în fața magazinului când a aflat despre tragedie. Acesta a fost transportat la spital. Poliția continuă cercetările.